Bine, m-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Raul. În videoclipul de astăzi vă voi arăta cum se face o diagnoză cu ajutorul unei interfațe de la Delphi, modelul 150E. Bun, avem nevoie prima dată de cel mai important, interfața, cablu de conectare de la interfață la laptop. Și bineînțeles, un laptop. Cablul e opțional, dacă se poate conecta și prin Bluetooth. Deci se observă. Da, mai rapid, mai sigur, conectarea prin cablu. Bun. Prima dată deschidem laptopul. Să fie un pic mai greu să fac toate operațiunile astea cu o mână. Deschidem laptopul. Până ce se deschide laptopul, instalăm interfața. Prima dată trebuie să căutăm mufa OBD2 a mașinii. De obicei, cam întotdeauna îi în partea stângă a șoferului, în stânga volanului jos. La unele mașini trebuie să deschizi un seltăraș ceva, cum e și în cazul nostru. Trebuie să deschizi seltărașul ăsta. Acolo e mufa OBD2. Și vedeți că aici are un LED. Pentru a aprinde LED-ul acesta, trebuie să ții apăsat de butonul ăsta. Se observă pentru a conecta. Deci se observă. Bun. Am conectat OBD2. S-a aprins lumina verde. Și conectăm cablul la interfață. Tragem plasticul ăsta roșu în sus și conectăm cablul. Bun. După aceea conectăm, punem testerul cu LED-urile în sus, cu fața în sus, pentru a vedea culorile ce ni le afișează. După aceea conectăm cablu USB, partea cealaltă de la cablu, la laptop. Bun. Am conectat. Ștergem eroarea. Și acum intrăm în soft. Eu l-am pus chiar aici. Se observă, acesta îi Delphi Cars. La modelul ăsta este și Delphi Truck. Pentru tiruri, da, cars pentru mașini. Bine, de știut, așa se deschide. Bun. Mai departe, după ce se deschide, trebuie să setezi marca de mașină, modelul și anul. După aceea, de aici, setezi testele care vrei să le faci, cod motor, aici setezi ce vrei și mai departe sistem. Sper să se observe. Bun. Ce ar mai fi bine de zis? Testerul, interfața, ține minte testele care le-ai făcut, mașinile care le-ai testat. Dacă vei lucra doar la mașina ta, nu mai trebuie să bagi tot timpul marca, model, an, cod motor. Cod motor trebuie, da, marca, model și an nu trebuie. Bun. După aceea mai avem în partea stângă trei iconițe, să zic așa. Prima îi pagina asta, a doua îi vederea mașinii din ansamblu și ne arată și unde e mufa de diagnoză. Și se observă stânga jos. Și cablu 16 pini OBD. Bun. Aici avem sistemele
le are mașina, centru electronic, sistem primar, fără alarmă, alarmă nu, portal, bun. Și la a treia, deja e cel mai interesant, ne arată, sper să se observe, toate testele ce le-am făcut cu diagnoza. Deci se observă. Eu încă n-am făcut foarte multe, doar la câteva mașini, dar no. Prima dată avem deci toate testele ce le-am făcut eu până acum cu diagnoza. Avem, uite, de exemplu, prima dată Audi model A6 0511 an 2010, deci se observă, diesel, cod motor CAHA, sistem TDI, cutie de viteze MTAT, echipament nu aveam, echipament nu l-am bifat și data 7-23-2021. Bun, de aici se poate și derula, să zic așa. Deci ți le schimbă. Bun. Mai departe un alt exemplu e la Skoda Fabia 1 2001 combustibil, aprindere, toate cod motor, toate motoarele, sistem compatibil eco, cutie de viteze MTAT. Și asta e în 7-14-2021. Bun. Asta e mai puțin important, dar este de multe ori când și asta te ajută. Acum, să vă arăt cum puteți face diagnoza. Bine, deci tot când se conectează, am uitat să vă zic, se aprinde LED-ul albastru, dar oricum scrie aici pe spate toate LED-urile, toate culorile, ce înseamnă. Bun. Acum am setat deja marca, model, an, și o să-i dăm benzină, tip sistem, cod motor. Ar trebui să caut BBY. Sau mai poți toate motoarele compatibilitate EOBD OBD-DI. Bun. Și mai departe aici sus este o iconiță cu OBD EOBD. Dai pe aia, trebuie pus contactul. Deci aprindere conectată, motor oprit, ok. Doar îți apare chestia aia. Trebuie să pui contactul și legi cu contactul pus. Bun, până ce se bifează toate trei bife. Între timp, când caută, în interfața lucrează, se aprindă LED-urile. Bun, acum ne zice că comunicarea cu vehiculul, vehicul întreruptă. Deci nu știu ce s-a întâmplat, îi mai dăm încă o dată să caute. Bun. Deci cam așa face. Un pic durează, dar se pare că ceva cred că am greșit. N-am ales motor bun.
Bun, să sperăm că ăsta e, că pe BY1 l-am găsit. Bun. Deci asta era. Acum s-a conectat. Când e conectată, ceva de gen. Bun. Deci asta e fișa de diagnoză. Așa o să vă apară. Tip comunicare ISO 91412, statut mile, pornit, număr total de coduri de defect 0, fiindcă am rezolvat toate problemele la mașina asta. Dar dacă aveți o problemă, aici trebuie să apară număr total de coduri de defect 1, 2 sau câte coduri ai. 0 în cazul nostru, că nu e niciun. Bun, după aia avem informații, nume, valoare, de exemplu la mile, pornit, DTC 0, cerere OBD 0, distanță parcursă în mile 0. După aia test, citire, nume, complet, de exemplu rateu, da, sistem combustibil, da, componente, da, catalizator, nu, sistem evaporator, da. Bun. Mai departe putem da pe a doua iconiță, în stânga-dreapta, și aici ne apar codurile de defect, dar în cazul nostru niciunul. Bun. Aici trebuie să apară, dar în cazul nostru nu au ce să apară. Aici, dacă vrei să ștergi codurile de defect, te avertizează că se șterg din calculatorul mașinii. Bun. Ce ar mai fi interesant de zis? Îi la a treia parte, la a patra iconiță, de pe a patra iconiță. Și a doua iconiță din, adică prima iconiță, de jos. Dai și îți apare, aici îți apar toate sistemele motorului. În cazul nostru nu are foarte multe. În viitor vreau să punem, să facem un video de pe o mașină mult mai nouă, ceva în destul de recent, să vedem, care are foarte mulți senzori, dotări și mai multe chestii. Bun, notă. Pentru afișarea grafică trebuie selectați 1-3 valori din lista de date. Deci, și de aici îți setezi. Deci, de exemplu, turație motor. Acum putem da OK, scoatem din viteză, dăm OK. Și ne arată valoarea RPM-uri. Statare, sistem combustie. Deci 1, temperatură lichid de răcire. 28 de grade Celsius, doză combustibil 5,5, dozare 9,4%, 10,2% și crește cu cât accelerăm mai tare. -21, bun. Turație motor ar mai fi. Ce ar mai fi? Turație motor se observă. Să mă dau cumva mai aproape să observați cât mai bine. Deci turație motor, cu cât accelerez, deci cred că se și aude, crește.
viteză vehicul. Acum nu ne mișcăm. Este în garaj, n-am cum să am unde să mă duc. Avans, cilindru 1. Deci se observă 5% de temperatură, aer aspirat, 27, poziție, accelerație, cât la sută? 6,3, cu cât accelerăm se schimbă. Deci vedeți, 22%. Poziție, senzor, oxigen, astea mai puțin interesante. Mai de prea puține ori ai ghinionul sau neșansa să trebuie să umbli pe acolo. După aia poziție, senzor, oxigen, senzor, oxigen B1, S2, cereri OBD, distanță parcursă în mile aproximativ. Deci asta. Deci parcursă cu mil aprins. 0. Bun. Acum să oprim mașina, punem din nou contactul. Să rămâne cu contactul pus. Și în caz că aveți coduri de defect, să vă arăt cum puteți să le salvați. Bun, se auzi cum a sunat, asta a deconectat. Nu e problemă, dăm din nou. Ar trebui destul de repede să caute. Cum am oprit mașina, cum i-am tăiat semnalul timp de câteva secunde, asta a fost problema. Bun. Dacă aveți ceva probleme, ceva coduri de defect, vreți să le salvați, cum le salvați? În partea de jos, dreapta jos, aveți semnul ăsta cu imprimanta și un card. Dați pe el. Și așteptați un pic să se deschidă. Bun. Și aici vă facem, puteți să vă faceți fișa. Bun. Deci sesiune. Asta e de la Delphi, mecanic. Aici scrieți mecanicul. Eu o să scriu, uite, de exemplu, Raul, ca să op. Știm, face, dăm un exemplu, număr vehicul, nu știu. Băgăm la nimerială, vin. Iar îl băgăm. Să băgăm și două numere pe sfârșit. Op, stai, trebuie ultimele două numere. Sau băgăm 2 de T. Kilometraj, ăsta iară. Îl băgăm la nimerală. Note și aici scriem toate problemele. Deci ce ar fi bine de menționat. Faci fișa. Bun. Astea voi nu o să le băgați la nimereală, că aici să băgați datele corecte. Mecanic, număr vehicul, vin, kilometraj. Bun, ați înțeles? Astea nu s-o salvez. Ieșim, băgăm în bară și o să vă arăt un fișă din asta, ok, cum arată. Bun. Deci asta îi, așa ar trebui să arate, o fișă cu probleme, cu tot. Asta îi făcută dinainte să rezolv problemele. Deci, mecanic, dată, număr vehicul, vin, kilometraj, vehicul, coduri de defect. Deci aveam
unitate de comandă, accelerație, bloc 1, setare de bază neefectuată permanent. Și mai avem ceva coduri, actuator, clapetă de accelerație, cerințe, setări de bază nesatisfăcute, intermediar. Senzor, altitudine, presiune, colector, semnal nepreluabil, intermediar. Unitate de comandă, accelerație, bloc 1, setare de bază neefectuată. Cu asta am avut o întreagă bătaie de cap să rezolv problema. Dar asta o să vă explic eu într-un alt video. Facem video dedicat pe tema asta. Bun, aici ați văzut cum trebuie să arate o fișă. Asta puteți să o printați, să o trimiteți. În fine. Și ce ar mai fi de zis despre soft? Despre ce puteți face cu Delphi. Poate că sunt unele funcții care nu vi le-am arătat, am sărit peste ele. Sau poate nici nu le-am descoperit eu până acum. Da, cam astea erau sistemele din mare. Să vă mai arăt cum puteți, da, era să uit, cum puteți să vă resetați lumina de service. Deci, intri pe prima parte. Bun, o sunat. O decuplată e albastră acum. Bun, intri după ce setezi marca, model, an, dai la ultima, de la tip sistem și dai setare lumină de service, resetare service, sistem, nume, oil, service, control, service. Și să zicem că resetăm ulei service. Bun. După ce am dat resetare ulei service, dăm pe căsuța asta, dreapta jos. După ce pus contactul, dăm OK. Testerul căutăm din nou. Bun. Comunicare efectuată, vă arată, după aia dați pe cheia și șurubelnița asta, alegeți testul pe care vreți să-l efectuați, dați aici și dați reparație, sau service, dați așa cam ieșit, hop, dați pe asta și după aia citiți toate. Destul de important. Și OK și ați terminat. Eu n-o să o resetez fiindcă n-am schimbat. Acum l-am schimbat un pic mai de mult și l-am resetat atunci. Bun. Ce mai te știut, cred că nu v-am mai zis. De aici poți să-ți alegi testul la sistem pe care vrei să-l faci. Dar cel mai simplu, dai pe toate sistemele. Dai căutare. OK. Și după ce se bifează toate trei bife, îți caută toate problemele ce le ai a mașinii. Am asta, dar la mine nu sunt probleme. S-a închis și laptopul, a rămas fără baterie, dar nu e problemă. Oricum v-am arătat tot ce era de știut. Când terminați diagnoza, închideți frumos laptopul, scoateți cablurile și OBD-ul, adunați testerul, constatați problemele
le spuneți proprietarului, trimiteți fișa, vă luați banii, îl taxați și să rămână. Bun, cam asta a fost și cu videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, dați un coment. Dacă sunteți pasionat de sculele Parkside, primul link din descriere. Nu uitați să vă înscrieți în grupul pasionaților de scule Parkside. Așa că eu am fost Raul, ne revedem la videoclipul viitor. Bye bye!